încă o oportunitate pentru mediul de afaceri autohton. De această dată este vorba despre SRL-urile, PFA-urile și alte tipuri de firme care își desfășoară activitatea în domeniul panificației, al producerii de bere sau produse lactate. De astăzi pot solicita acordarea unei finanțări nerambursabile de până la 2,5 milioane de euro cu diferite intensități prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Anunțul a fost făcut de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Pentru aceasta sunt alocate fonduri în valoare totală de 70 de milioane de euro, din care 49 pentru dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare și comercializare a unor produse agricole și 21 de milioane de euro pentru crearea de noi unități de procesare a produselor agricole. Firmele interesate pot depune cererile de finanțare, proiectele și celelalte documente ale dosarului electronic pe site-ul afir.info de astăzi până pe 31 octombrie, ora 16. Tot pe site-ul respectiv pot fi consultate informații ample despre tipul de beneficiari eligibili pentru această finanțare și domeniile exacte de activitate care se încadrează în programul amintit.